Bună seara, bună seara. Bună seara, te pup. Să rămână, Ana, bine ai venit. Bine, bine v-am găsit, bună seara. Cum îi ziceam și Ozanei. E superbă. Ce-i spune, Ozanei? Îi ziceam Ozanei că mi se pare că e o decizie foarte bună a producătorilor că au chemat-o și pe Ada în proiectul ăsta, pentru că mi se pare că ei se potrivește foarte mult. Ei da, eu sunt chemat, cum să spun, underground, sunt chemat la... Hai să luăm un loc, nu? Unde stau, aici? Tu vrei să rămâi acolo, da? Eu am să rămân aici. Pentru cine nu o cunoaște pe Ada, dați, apropiați-vă de televizoare, dați-le un pic mai tare, o ascultăm cântând. Dar și ce vreau să spun, nu mi-am dat seama că e așa de cald afară. Așa? Până când am trecut pe lângă un lan de porumb și am auzit cum pocnesc babele. Pe bune? Da, se făceau floricele. Și n-ai luat o fungă de floricele? N-am luat că am fost la un film și am mâncat multe măsături astea. Am înțeles. Și așa... Mi-era dor de cornel. Și mie... Aveți tot dreptul să stați de-a dreapta tatălui, ca să zic așa. Foarte tare! Mulțumim. Mie mi se pare că Ada e genul de artist care atunci când performează se transformă. Așa adică este. E alt om când vorbești cu ea, e alt om când cântă. Da, își joacă personajul. Da, intră acolo în... Ce intru? Nu știu în ce intru. Tu ești și actriță și mi se pare că de-aia spun. Mă bucur foarte mult că mergi la Te Cunosc de Undeva, că ești în sezonul ăsta acolo. Dar nici nu-ți imaginezi ce bucurie este pentru mine, în primul și în primul rând, să fiu acolo. E... În afară de faptul că joc și cu tata, când și poți să stau lângă voi, adică nu vă deranjează. Poți să stai și între noi, dacă vrei. Asta e de la taică. Da, ești drăguț, mă rog. Vrăjeala lui Palade, asta e... Nu, calea fetei? Asta cu... Nu, nici de cum, nu e vrăjeala. Mare vrăjeala e personală, să știi. Da? Pe mea a uitat-o de mult. A uitat-o? Da, și-a făcut-o și-a dezvoltat vrăjeala ei. I-am stat, ai grijă, nu mai fale, vezi că greșești acolo și cu ta. N-are rost să mai greșești. Mi-a zis, tată, mă lași să am și eu greșelile mele. A, ce frumos. Păi, altfel cum învățăm, nu? Dacă fiecare copil ar spune, uite, i-aș educa părinții așa. Tată, mamă, lasă-mă să greșesc și eu. I-am zis, vreau să muncesc, să-ți fac un viitor frumos și mi-a zis, care viitor? Viitorul tău? Tu ce l-ai făcut? Lasă-mă să-mi-l fac eu pe al meu. Ce viitor îmi faci tu? Când ți-a zis asta? Da, chiar când păi, ți-a zis de asta? Mult. De mult. Că și am dat, uite, asta trebuie să fac, asta trebuie să fac. Lasă-mă, mai. Niciodată n-a fost bun ce am spus și eu. Venea, îi spuneau alții. Deci n-ai cum să înveți din greșelile părinților, nu? Nu, trebuie să aibă greșelile ei. Păi n-ai cum să înveți din greșelile părinților, pentru că probabil ceea ce a fost bun pentru ei nu poate fi bun și pentru mine. Sau greșelile lor nu înseamnă greșeli exact, pentru... Exact, corect. Depinde de personalitate, depinde de generație. Asta trebuie o vârstă ca să înțelegi din greșelile celorlalți. Mm-hmm. Știi? Ce vârstă ți-ar trebui ca să înveți din greșelile celorlalți? Și atunci ce e bun tata? Păi tata... La orice. La orice, exact. Tata la orice, este într-adevăr la orice. Nu, e bun și la spate, și la de spate. Da. Dar nu trebuie băgat în seamă tot timpul. Evident. Știi că după aia... Dar când îl socotești pe tata? Îmi înțeles că asta cu greșelile lui care ți le spune ție... Adică, cum? Când îl iei în seamă pe tata? Când îl iau în seamă? De obicei, le-au înseamnă tot timpul, dar sunt diferite grade de importanță, adică ajustăm gradul de importanță după situație. E bună teoria asta. Cum? Care... Hai că îți explic care e filozofia. Îți zice că știe el mai bine. Îți spune mie. Se întâlnește un șobolan cu un hamster, știi? Și zice șobolanul hamster, bă, nenorocitule, tu stai și te mângâie și te gâde la copii și îți dă numai bunătăți să mănânci aici. Pe mine mă vânează ăștia și mă otrăvesc, mă, și mă omoară. Din ce cauză? La care am să? Adică e chestie de branding. Wow! Ce bun banc! Deci, da? De fapt, nu e banc, e realitatea zilelor deci, noastre. Asta e filozofia. Fiecare e cu brandul care trei. Chestie de branding, da. Dacă... Ales te branduiești hamster sau... sau șobolan. Sau șobolan. Sigur că. Acum am să spun un lucru. Știi care este porecla lui fie mea? Care și-a ales-o și este și de altfel și pseudonimul ei. Hamster. Șobo. Nu. Șobo? Șobo, da. Șobo. Serios. De unde porecla asta? Ok. Să dăm timpul înapoi cu vreo, nu vreau să zic câți ani, dar destui ani, când stăteam la bloc, eram... micuță, stăteam mai mult în fața blocului, mă rog, asta credeau ai mei,
Și mama avea, la un moment dat, dezvoltase un obicei să iasă pe balcon să te strige și să strigă, să strigă, da, să strigă după, să strige după mine. Și nu știu cum... un obicei. Nu știu cum s-a întâmplat că a scos capul pe geam și a zis: șoricelul, mama, hai la masă să mănânci. Asta nu trebuia. E bine, și din șoricel s-a transformat în șobo. Au auzit toți colegii tăi de joacă. Și toți... ți-au zis șobo, da? Șobo, șobo în sus, șobo în jos și aia e. Plus că da, mergeam mult cu metrou, ne plac foarte mult brânzeturile, deci erau prea multe chestii la mijloc pe acolo. Și noi lansaserăm un cântec, abia se formase cuplu Țociu și Palade. Speedy Gonzales, nu? Șobo Gonzales. Șobo Gonzales. Da. Auzi, la prima oară când ai văzut-o cu un băiat? Pe fata mea? Păi prima oară n-am văzut. Nu, prima oară când ai văzut-o. N-a putut să mă vadă, n-avea cum să prima mă vadă. Prima oară când am văzut cu băiatul. A venit cu băiatul la mine, a venit și... Eu tocmai... Cu iubitul de acum. Da, și tocmai tăiam cu satârul un berbec, înțelegi? Și... aveam un șorț peste pielea goală, așa, de la alb. Mai și era și murdar de sânge, nu, știi? Nu, că mă și imaginez. Satărul plin de sânge și am deschis-o și... și ce... nouul meu prieten. Intră. Ce, nu lăsați că vin mai târziu. Și că, o intră ce dacă cu vinul încă. Nu, nu, lăsați, n-are rost. Hai că spună... Hai că veniți în cost. Da, da, ba, iubita, ne vedem mai târziu, da? Da, 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 da. Eu mă duc sus în cameră, că n-am cu cine să mai ies acum. Mi-aduce aminte. Satâr. Da. Să-mi iau și un berbec mereu la congelator ca să fiu pregătit. Da, nu se faci, că vreau două. Și în curând trei. Și în curând trei. Doamne ajută. Doamne ajută. Să mulțumesc pentru încurajare. Să fie într-un geas cu noroc. Ai să ai de lucru. Ai să ai de lucru. Foarte multă milostivire în privirea ta. Ai mare curaj, să știi. Trei fete. Doamne. Câte minte trebuie? Trei fete. Dar mie nu mi se pare că băiatul s-a speriat de satârul tatălui. Nu-i arătați fotografia, nu, tate, vă rog eu frumos. Mă dau afară din casă. Care e fotografie? E, nu contează, tocmai ce spunea când cântai, tocmai spunea, zice, dar de unde aveți toate pozele astea? Zice, ce frumoase sunt. Serios? Da, sunt de la tine, de pe Facebook, cred. Bine, da, nu, Facebook, da? Instagram. Erau fotografiile aici voastre de familie. Aici a fost după operația de augmentare. Cine a avut? Tot noi doi. Cine dă, mă, cu el să te pup aici? Bă, tată. Bă, dar nu există un pic de... decență. Un pic de decență, chiar. Alo, nu, scoate-ți poza asta. Dar stai un pic, tată, tot nu-ți vede contul de Instagram și de Facebook? Păi stai, mă, e emisiune despre Ada cu iubitul, de ce nu l-ai invitat pe el? Ce cauți aici? Că nu am înțeles. Deci când arătam pozele cu el și cu Romica și cu... Nu le-a văzut, pe ba, nu le-a văzut. A zis, ce frumoase poze ați ales. Acum... acum astea sunt urâte. Comentează tu ce se întâmplă. Uite ce frumoși suntem. Uite, te muncești, uite, crești un copil, îl faci frumos, investești în el și poftim. Da, e băiat bun. Vine unul și zang. E băiat foarte bun. Hai că și ție te lasă place fără copil. Putea să vină bărbacia. Dar la tine o să se întâmple de trei ori. N-ai să fii socul mare niciodată. Și probabilitatea să fie trei băieți buni la trei fete e destul de mică. Eu zic că e mai crescută probabilitatea. A, unul să fie bun. Din aia trei. Hai să nu mă plânge. Nu te plâng, Mihai. Lasă, e în regulă, e foarte bine. Eu am vrut fată și fată mi-a dat Dumnezeu. Dar nu am gândit mai departe. Tu ai vrut trei? Da. Bă, ce-ți mai plac fetele? Nu te-ai gândit mai departe? Nu, nu m-am gândit mai departe, că o să vină unul într-o zi. Tu credeai că va rămâne tot timpul? Da, da. Aduți acum o... Deci oricine ar veni... Șoricelul mami, șoricelul... Oricine ar veni, când mă uit la el, îmi vine să-i rup capul. Cum? Îmi vine să-i rup capul, să ia bucuria sufletului meu de lângă mine și să... Păi n-a luat-o de lângă tine, să te-ți împreună, să te uite, nu vezi că-ți iau aerul aici, sunt. M-am mutat cu tine acasă ca să facem repetiții pentru te cunosc de undeva. Asta ce ai mai... făcut? Exact asta am făcut. Deci am renunțat la mine să apartament, repetăm. La tot și stăm împreună acum, repetăm, suntem adică exact... Adică îți dai seama că s-a abonat la mine la mâncare, la toate, deci cheltuielile le suport eu. Cel puțin când stăteau acasă, se ocupau eu să-și facă mâncare. Cum poți acum, să spui așa ceva, că facem mâncare împreună, mai taci din gură? Păi da, pe banii cui, pe banii mei. Pe banii noștri, nu pe banii tăi, ce vorbești? Da, vreau să spun că la te cunosc de undeva, fata asta mă eclipsează. Nici asta nu-i bine. Nu-mi creează un stres. Emoțional. Te rog frumos, da, să mă iei.
eu, cum să spun, stau și mă emoționez să nu cumva să gafez, să nu cu tare, și nu m-am grijă de mine. Sunt cu ochii pe ea. Ea își face numărul, este treaba și mie numesc. Tații de fete, victimele propriilor fiice. Victimele lor? Noi cu ce vă facem victime? Și tu, prietene. Așa mi se pare că... Da. Ești un tată fericit, mare lucru e să ai trei fete. Ce a nimerit între doi tați de fete, deci vă dați seama ce e acum pe mine, nu? Da, da. Deci e clar, e clar, mănâncă ficați amândoi. Deci tu te-ai mutat cu părinții, exact, ca să repeți abandonat. Ce, viața cu socris? Nu, viața cu tata, cu mama. Să repetăm melodiile și melodiile pentru Te Cunosc de Undeva. Ne pregătim intens, da. Ne trezim cu piesele în minte, adormim cu ele în minte, plecăm de acasă cu ele în minte, ne întoarcem cu ele în minte, când mâncăm la fel, când facem mâncare. Ce contează mai mult la Te Cunosc? Să fii bine pe cântat sau bine pe actorie? Trebuie să fii bine pe cântat, să fii bine pe actorie, contează show-ul. Contează show-ul, adică numărul care îl faci să fie interesant, să vă arate bine, să aibă cap, să aibă coadă, să cânti și bine, să interpretezi și bine, să te joci și bine, de părere și că să ai transmiți nevoie... și foarte bine. Și... Ai nevoie de un cumul de talente, să fii polivalent, da. Și să știi cum să le folosești în măsura necesară ca să poți să scoți ceea ce îți dorești. Uh-huh. Ai nevoie, într-adevăr, de o paletă destul de largă de talente și timp, și voință, și consecvență. Deci trebuie să te gândești la show în total. Ce vorbești? Ca o profesionistă, ca impecabil discurs. Mi-a rupt capul, îți dai seama. Da. Taci din gură. Și așa vii acasă la tata și zici: tati, hai să repetăm că vreau să fim polivalenți. Nu, îl las pe el să zică. Să fim polivalente. Îl las pe el să zică, pentru că dacă eu încep și zic, zice: dar mai lasă-mă în pace că mă stresezi. Nu, e... Se împarte povești, sunt lucruri care îți merg, lucruri care nu îți merg. Eu, spre exemplu, sunt un prost vorbitor de engleză. Eu am făcut engleza cu profesoara de rusă, îți dai seama ce se iasă. Cu profesoara de geografie, adică. Nu, de rusă, tate, de adică rusă. Mai rău, mai grav, înțelegi? Da, da. Așa. Te ajută farmecul și... Da, mă ajută farmecul. Și domnișoara. Vezi, mi-au dat... Cred că va fi o super echipă la Te Cunosc sezonul ăsta. Mulțumesc mult de tot. Mulțumim. Mă bucur să văd așa relație între un tată și o fiică. Practic, o super echipă. Noi îți mulțumim, Mihai, pentru invitație. Mă onorează de fiecare dată invitația ta. Și ne simțim extraordinar la tine. Mulțumesc, frumos, Cornel. Mulțumesc, Cadea. Succes la Te Cunosc. Ne întoarcem după pauză. Să rămână, mulțumim. Nu mă pot? Ba da.